Super bebe, sigur, toți părinții consideră treaba asta. Bănuiesc că și ai mei au considerat cândva asta. Sper măcar o dată. Trebuie să o sun pe mama, dar nu cred. A, mulțumesc, Ionuț, pentru cadrul ăsta mai mutat. A, ce voiam să vă zic? Doi papagali și o girafă în aceeași poză. Vreau să vă spun că Neața mă influențează în viață, m-a ajutat cu foarte multe, foarte multe, dar m-a încurcat în ultimul an. Vă dau cuvântul meu de onoare, în fiecare săptămână îmi doresc să fac copil și în cealaltă îmi doresc să-mi leg trompele. Când vorbești cu unul din părinți, o, e cel mai tare lucru, deci mană cerească, îți dă Dumnezeu, îți pune mâna în cap, vine, te pupă papa de la Roma, o să vezi. Săptămâna următoare, băi, Dani, tu știi câte intoleranțe sunt, termin, nu face copil, ești nebun. E ca și cum ți-i mașină, nu știi să o repar, nu face, nu face. Săptămâna cealaltă iar îți vine de vrei să faci copil, după aia iar te întâlnești cu unul, zice, eu am doi, crede-mă, mai bine ți-i vând ție, nu, ia-i pe mine. Dar pentru că se uită foarte mulți părinți la noi, e bine să îi ascultăm pe toți toate părerile și, desigur, să vorbim și cu copiii. Astăzi avem 5 copii, minim 5, împreună cu aparținătorii. Au venit însoțiți de mămici, surori, bunici și Ramona. Nu știm în calitate de ce. Avem aici una bucată copil, l-ați văzut și online. Pișcoțel a venit cu bunica Elena. Bună dimineața! Bună dimineața! Cât timp, ne bucurăm să fim aici. Cât timp petreceți împreună, v-ați calculat? Mult. Mult, nu? Dar e plăcut. Am înțeles. Foarte. Ce făcea mama dacă nu era bunica? Vă dați seama? Găsea o bunică. Oleu, nu se găsesc pe internet. Dar ați crescut copii singură sau tot cu ajutor? Singură. Singură, nu? Deci are un de plus. De aceea ai ajut. Am înțeles. Salut! Ne cunoaște de pe net. Vlăduț este cu noi, are 10 luni și a venit cu mama Amalia. Bună dimineața! Bună dimineața! Și tatăl Alexandru. Salut, Alex, am văzut și online. Cum vă simțiți la noi în platou? Foarte bine, foarte seamănă bine, cu da? Ce vedeți la televizor? Absolut. V-am întrebat de la ce... alt unghi. Da. Și toată lumea zice, domne, ce mic e la televizor, pare mare, adevărat? Exact. Așa se zice și despre mine. Salut, un alt tată avem aici, tot Alex. Măi, să nu vă încurcați între voi. Da. Alex a venit cu Dami. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Salut. Păi cum, de la vârsta asta deja? Păi da. Foarte bine, să-l învățăm cu celebritatea. V-am întrebat de la ceva astăzi, făceați ceva în mod normal? Muncă. Mergeai la serviciu? Da, corect. Și n-ai mințit la serviciu, ai zis unde ești? Da, am mințit. Că te văd ăștia la televizor. Lucrezi pentru mine. A, lucrezi chiar pentru tine. Salut! Da, ia-l tu dacă e. Nu, nu e de mâncare. Bună dimineața! Bună dimineața! Avem aici așa, una bucată, Adelina, Elena, cum îi ziceți acasă? Adelina. Adelina, salut! Și tu ești mătușa? Nu, ea este surioara. Bunica? Nu? O vecină. Surioara. Ești surioara? Vino mai lângă mine, că nu te vezi la televizor. Câți ani ai? Aproape 6. Aproape 6? Adică 6. Gata, s-a punctat. Știi ce zi e mâine? Ziua copiilor. Bravo! Și cum e să ai surioară mică? E fain sau e nasol? Că nu mai ai tăi timp de tine. Fain. E fain? Vă jucați? Da. O să ai grijă de ea? Da. O să o lași pe mami să meargă la teatru când vrea? Da. Și zici, mami, las că stau eu. Da. Cu sora mea. Dacă îmi lași 1 milion. Da. Gândim la fel. Mulțumesc. Mai mestec acum, că îți face dinții praf. Uită-te la Răzvan. Salut! Îl avem aici pe copilul Rareș Andrei. Am crezut că e Rareș Bogdan. Are 8 luni și a venit cu sora lui, Ramona. Bună dimineața! Da. Bună dimineața! Am și aici. Poți să-mi spui de ce copilul are două buze desenate pe obraz? Așa a venit? Păi l-am pupat, n-a venit așa. N-a. Hai să nu mai pupăm copiii altora. Te rog eu mult de tot. În partea cealaltă avem în principal mămici, toate mămici, să nu umblați cu fofurlica. Ok, prima probă după ce urmează să ne cunoaștem va fi de ajuns la mama, pentru că de când ești mic și până ești în vârstă, mai ales dacă ești fată, trebuie să cunoști cel mai scurt drum spre mama. Plecând de la mama vreau papa, până la mă mut la mama!
Hai să vedem, ca un test, nu e un concurs neapărat, dar părinții își pot folosi toate ustensilele, mai puțin împinsul copilului, să vedem pe cele 5 culoare de atletism, care dintre copii ajunge mai repede la mămica lui. Puteți să-l chemați, să-l ademeniți. N-avem nicio regulă, dar nu puteți să vă arătați sânii la bebeluși. Deci, nu că ne-ar deranja, dar n-ar fi... Sau ar fi, dar nu știu dacă ar fi... Sau n-ar fi. Bine, papa, vă rog mult de tot. Deci, în afară de ademenirea cu mâncare, puteți folosi orice domeniu. Atențiune, concursul începe când puneți copilul jos. În 5, 4, 3, 2, 1, start! Avem deja un câștigător, bine ieșit și cel mai mergător. Avem și un câștigător la secțiunea de Abușilea. Doamne, ce circ! Și, doamnelor și domnilor, în mod special... În mod special vă prezint cei mai leneși doi copii, viitorii Răzvan și Dani. Am uitat să vă zic, ei sunt adevărații câștigători. Uite, ăsta brunetul e Răzvan, e îmbrăcat în in, cum se îmbrăca el toată ziua. Și ăla pupatul de fete este eu, blondul. Mulțumim tare mult, vă rog să vă reluați copiii, fiecare pe al lui Ramona. Faceți ce, puteți face ce vreți astăzi. Puteți, da, puteți să-l luați acasă. Puteți să rămâne pe poziție, noi ne mai simțim bine, ne mai distrăm. Vă reamintesc că în spatele meu sunt premiile de la Kiko. Le mulțumim tare mult că ne-au dat, fără să clipească, ne-au dat jucărele pentru ăștia mici. Avem premii pentru toată lumea. Noi, de fapt, ne-am întâlnit să ne vedem, să vă arătăm ce copii grozavi se uită la Neața, dar mai ales ce copii grozavi vor purta pentru încă ceva luni din viețile lor body-urile de super bebe. Noi luăm o scurtă pauză. Ar fi prea simplu. De ce? Lasă și tu microfonul și... Că oricum tu nu citești, Dani, nu-ți... Nu-ți trebuie, nu ai nevoie de fișă. Vino cu mine. Fiate, nu mă pune într-o situație... Na, ale noastre două, ia... Nu mă pune ce culoare? Ia culoarul ăsta. Hai să luăm o scurtă pauză. Hai că luăm scurtă pauză, da, să fim pregătiți. Ai, au, au, au. Și ce vrei, omule? Hai că dăm, ieșim în publicitate, cu bere, vreau să mă filmez ca pe Usain Bolt. Uite, da? Cum stă gorila aia, să... Dani. Pui și genunchii jos? După pauză ne vom juca și cu părinții copilașilor înscriși la eu, am un super bebe, dar până să ieșim în... Bă, sunteți gata? Da! Dar noi, nu fura, dar noi nu fura. Da, dar tu ești? Nu furați la asta. Păi tu furi! Ne furi. Vom juca și cu părinții, nu-i așa, dar înainte de asta vom face mare... Bă, pubere! Dați-le start! Tu de ce nu mergi cu noi? Lasă-mă să ne filmeze, filmează sosirea! Da. Trebuie să luăm... Toți! Trebuie să te răzvan. Nu, nu, nu! Îmi vreau dus rămâia! Vino, 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 vino! Aveam un culoar liber, stai aici! Nu, 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 eu sunt prea mic ca să pot să merg până... Vreau, nu, sunt prea liniștit, ești cu... Atunci dă startul! Ești gata? În 3, 2, 1 și... Mâine nu ne vedem, astăzi am decis să facem o ediție specială. Am adus numai super bebei la Neața și pentru a doua probă de astăzi am hotărât să folosim efectele pe care deja și voi le aveți probabil instalate pe telefoane. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Am luat fotografii cu celebrități și le-am modificat să vedem cum ar arăta ei mici. Pot fi cântăreți,
artiști de orice fel, sculptori, actori sau chiar prezentatori TV. Atenție, v-am pus pe perechi. Primul sau prima care se prinde de cine este în acea fotografie apasă pe ciupercuță și are dreptul să răspundă la microfon. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. O să avem două rânduri de răspunsuri. Și... mă scuzați puțin. Aici a mai apărut un copil? Da, tata era apărut primul, înaintea Anastasiei. Am crezut că acum l-a săcut. Am crezut că, pac, după mersul de abușele, avea venit o poftă și, pac, a mai făcut. Am înțeles. Cum te cheamă pe tine, domnișorule? Cum te cheamă? Cum te cheamă? David Matei. Poți să ajut și tu pe mama? Sigur te uiți la televizor suficient de mult. Atenție mare, să ne concentrăm. Să ne concentrăm. Ochii mari la ecranul acela din spate. Și să vedem, atenție, cine știe cine e în fotografie. Poza e modificată, ca și cum ar fi un copil, dar e om mare. Primul care știe cine este în fotografie apasă pe ciupercă și are dreptul să răspundă. Iar voi, cei de acasă, dacă recunoașteți cine e în poza, apăsați tare pe ecran. Cu cheia. Eu am și o firmă care vinde televizoare, de asta vă zic. Atenție mare, în 3, 2, 1, ochii la ecran. Parcă sunt Dan Negru. Cine credeți că este în această fotografie? Pepe, foarte bine. Treceți la coadă, avem un punct. Mergem la a doua pereche și, atenție, a doua fotografie. Mâinile pregătite pentru ciupercă și a doua fotografie este... Cine credeți că este în această fotografie? Alina Sorescu. Alina Sorescu, da, corect. La coadă, vă rog, până acum nicio greșeală, mergem mai departe. Atenție mare, ochii mari. Ochii mari, îți place. Jur că îți fac cadou un microfon data viitoare când ne vedem. Viitor prezentator TV. Haideți să... Haideți să vedem. E tot în regulă. Luăm din banii lui Răzvan, că și așa intră salariul. Atenție, mâna pe ciupercă pregătită. Cine credeți că este în această fotografie? Mi-e greu și mie, să știți. Cine credeți că ar fi în această fotografie? 3, 2, 1. Ia să vedem cine crezi că... O fi Cătălin Scărlătescu? Ia să vedem. Foarte corect! Mergem mai departe. Toată lumea are câte un punct, domnișoară, mă bazez pe tine. Cine ai zis că ești tu, vecina, mătușa? Copil? Cine? Surioara. Surioara, tot nu mă prind. Tot uit, iartă-mă. Cel mai fain lucru e că te-am convins să renunți la gumă. Iată cel mai scump stativ de microfon aici, l-aveți. Și tu, mă? Atenție, ochii la ecran, să vedem cine este următorul copil mare. El este... Ia, apăsați. Andreea Bălan. Este Andreea Bălan. Chiar ea este. Mulțumim, la coadă. Ce să? Mătușă, vecină, viitoare mămică. Ce vrei tu, Dani? Decizi tu pentru mine, te las să iei deciziile. Nu. Foarte bine. Am încredere. Ramona, ochii mari, ne uităm la ecran, mâna pregătită la ciupercuță. 3, 2, 1, cine este în această fotografie? Chelu. Da. Chelu, știi tu? Da. Foarte bine, treceți la coadă. Până acum toată lumea are câte un punct. N-a dormit nimeni până acum. La emisiunea de ieri ne-a dormit un copil în timp ce vorbeam eu, semn că vocea mea iar face istorie. Atenție mare, suntem la al doilea rând de poze. E un pic mai dificil la unii. Sper să nu greșim foarte tare. Atenție, ochii mari la ecran și să vedem cine este în această fotografie. Mâna pe ciupercuță. Spuneți, doamnă? Cine? Tu. Eu. Mulțumim. Cătălin, elevul dintre a cincea de 2 metri care ne face aceste concursuri, a ales o poză total nefericită, să știți că am fost mai frumos decât atât. Salut! Am înțeles, toată lumea vrea să joace cu microfon. Ochii mari la ecran, tinere domn. 3, 2, 1, cine este în această fotografie, dragi părinți?
Asta e una grea. Cine poate fi în această fotografie? Cine crezi că e în această fotografie? Cine, mami? Știi? Cine poate fi? Hai, ajutați-mă un pic. Dați-mi un indiciu, Michi. Dă-mi un indiciu. Cine poate fi? Michi, dă-mi un indiciu. De-aia în cască. Nu am să-mi stea frumos urechea. Este... E fată? Ok. Ci că e fată. Are nasul mare. Are ochi albaștri. Du-te, mă, eu am ochi albaștri. E vecină cu mine și cântă sub apă. Flavia? Lidia Buble. Păi da, mă, dar ți-a ales o fotografie din dubă. Serios. A fost foarte greu. Îmi cer scuze, mii de scuze. Asta e. Pentru asta Răzvan își va cere scuze, va veni să aibă grijă de copilul o săptămână. Ca să-și ceară scuze. Sub apă. Da, nu e nicio problemă, ia-l cu totul, lasă-l. Atenție mare, dar privirea la ecran este la ultimul rând de poze. 3, 2, 1, cine este în această fotografie? Trebuie să vă dați seama după bretonie, mi-am dat seama. Cine? Cine credeți că e? Vlăduț e o opțiune, dar nu cred. Cine e? Cine e? Hai să vedem cine e, doamnelor și domnilor. Horia Brenciu, tânăr! Doar după breton! Doar după breton! La coadă, la coadă, vedeți că e mai greu la runda a doua, mult mai greu. Salut! Să ții mâna aici pe ciupercuță și dacă te prinzi cine e în poză, să apeși, da? Atenție mare! Deci tu cine ești? Mătușa? Mătușa? Mătușa copilului. Verișoara? Tot uit că sunt bătrân. Cine ești? Surioara! Așa, Surioara! Hai să vedem cine este în această fotografie. 3, 2, 1 și... Cine este acest super bebe? Hai că e simplu! Simona Halep! Simona Halep, foarte bine, mătușa! Surioara! Simona Halep! Foarte bine! Ultimul rând, ultimul rând, mai lăsă și pe ei să răspundă! Îi las, nu! Tot tu! Atenție mare! Ultima fotografie, să vedem cine în spate să fac schimburi de copii, bineînțeles, să-mi lăsați și mie unul, vă rog. Să dau copiii pe sub mână, la nața. 5, avem și copilul independent, iată-l, îl lași prin, face ce vrea el. Salut! Simte-te bine, joacă-te cu maimuțoiul. Hai să vedem cine este în ultima fotografie, ochii mari, cine credeți că este? Cine este? Vecinul! Mulțumim tare mult! Nu e un concurs să vedem cine e pe locul întâi, doar ne distrăm, ne mai jucăm și ne manifestăm atenția. În spatele meu sunt premiile de la Kiko, o să vi le arăt un pic mai târziu. Toată lumea câștigă câte un premiu pentru ăla micu sau mijlociun, ceea ce ne face pe toți câștigători. Cel mai important lucru este, unul, că pentru prima oară în istorie ne-am cunoscut de adevăratele telespectatorii care s-au născut cu vocile noastre. Unii, nu zic care, că vă știu, au fost concepuți chiar în timpul emisiunii Neața. Și vă mulțumim tare mult, suntem mândri de voi. Ne mai rămânem, mai distrăm, facem poze, mâncăm dulciuri. După cum vedeți, chiar avem telespectatori pe care să ne bazăm mâine, păi mâine, când vom fi bătrâni și ei se vor uita la noi sau cine știe când eu voi fi viitorul vostru președinte. Stați, nu vă grăbiți, doamnelor, tocmai voiam să zic de aici, de la prezidiu. Vreau să vă zic că în 25 de ani de acum, când ăștia mici vor avea drept de vot, eu voi candida să fiu dictatorul României și am nevoie de voturile voastre! Mulțumim, vă pupăm! Salut! Mergem în păcătărie!